Eu am fost primul om care am discutat cu domnul Șain de la Lions despre acele aparate. După ce am discutat cu dânsul despre acele aparate de dializă pe care nu și vreau să le doneze, am luat legătura cu absolut toată lumea din județ, inclusiv cu directorul de la Casa de Asigurări. Și le-am spus, domne, haide să ajutăm pe cineva, la noi nu putem, pentru că doamna doctor Tânăru și cu domnul doctor Moșteanu nu au specialitatea necesară ca să facă dializă la pacienții intubați. Lucru pe care dumneavoastră nu-l cunoașteți, dar în schimb v-ați pus o părere despre treaba asta că noi suntem cei care am refuzat niște aparate. Nu, da, domnul, atenție, domnule doctor, emisiunea este înregistrată. A spus că n-ați oferit un răspuns. De ce n-ați spus răspunsul ăsta atunci, domnule, nu avem? Că nu sunteți nicăieri înregistrat, până nicăieri. Dumneavoastră trebuie să comunicați, nu că sunteți întrebați. Aveți obligația să comunicați. Spitalul. Și dumneavoastră implicit. Atunci când aceste aparate au fost știrile la Mușel TV și s-a dat, n-a fost nicio reacție din partea nemărului a spitalului cu această motivație care e pertinentă. Eu asta am spus. Că nu ați explicat la momentul respectiv. Noi am discutat cu oamenii care au fost în măsură să facă aceste lucruri pentru noi, da? Și am decis că împreună că este mai bine să meargă undeva unde pot fi folosite, tocmai ca să nu mai avem același comportament care a existat înainte în spital, în care se cumpăra aparatură, numai ca să o arătăm ce de aparatură avem și cât avem și de fapt prin dulapuri de ani de zile, poate chiar de 10 de ani de zile. Și presa asta liberă de la Mușcel TV care a dat știrea nu va cenzura un drept la replică, că a aflat această știre în Mușcel TV și alte bate. A spus, domnule, s-a refuzat de câte aparatură a fost de clubul Lions. Ați dat dumneavoastră vreo răspuns și nu a fost publicat? Și s-a încheiat subiectul.